Aici au fotografie doar așa să o ia cu băieții puțin, da. pentru că este pentru durerele astea de oase. Așa. Wow. Așa. Uite cum arată aici la mine. Așa. Și o să dau rețeta ca să o aibă toată lumea. A. Se face așa. Se pune... Să iau un ou crud. Se iau 100 de grame de oțet. Așa. de 70% de da, procente, la mai tare, se bate ouă cu oțetul ca și ca o maioneză așa tăiată. Așa. Mă rog, oțet se poate pune, hai să punem 200 de grame ca să știe lumea. 200 de grame de oțet, ou se bate bine bine, se ia 200 de grame, un pachetel de 200 de grame de unt. Să fie da. mai moale așa Lăsăm la temperatura la camerei. camerei. Se amestecă foarte, foarte bine până Spaciu se face încrem. o masă omogenă. Se pune la frigider 5-6 zile și începi să te ungi pe încheieturile În care la Nu se pun comprese cu ea. Uh -huh. Aha. Da? După ce am frecat bine, bine, se pune untul special pentru a nu face arsuri din cauza oțetului și untul mai blochează oțetul să nu se să, să nu se evapore din din compoziție. Din compoziție. Deci 200 de grame de uh, unt, un pahar de 200 de grame de oțet și un ou. Simplu, simplu ca buneia. Uh, nu facem Lidia, ou, un... ou întreg gălbenuș și cu albuș, nu? Da, crud. Deci tot, se întreg da. ah, Bun, așa, după ce s-au dat cu chestia asta Se pun mănușele de lână Și se țină cald Adică pus da.